Nu eram formație, eram frați. Multă încredere, încredere. E suferință multă. Și atunci am început să mă gândesc pe unde dracu au plecat. Unde urmează să ajungă. Ce au să facă, să nu cumva să-i prindă. Deci au plecat ca niște difuzare. Mm. Ca artiști. Un cutremur în muzica românească, asta a fost plecarea lor. Visul lor s-a împlinit. Nu se punea problema să nu pleci. Părerea mea e că a greșit. Este nemaipomenit că i-a scos peste cortină. Dumneata nu să părăsești țara asta în viața dumitale. Eu l-am întrebat pe mă, unde e Mircea? De ce nu vine Mircea? Au plecat. Mă, nu-i tichet tot de mână. Mi-a murit mama și mi-au ascuns băieții că ei știau lucrul ăsta. Deci dacă îi prindeau, îi căsăpeau. Nu știu ce putea să se întâmple cu ei, dar... Este rostul vieții mele. Phoenix-ul, de fapt, a fost și-a rămas trupa lui. E vorba de împăcare aici. Eu am încheiat chestia asta. Definitiv. O să fie grav.